După aproape un an în care proprietarii celor 28 de imobile care stau în calea construirii centurii ocolitoare a municipiului Târgu Jiu au fost duși cu vorba că vor putea fi salvate casele, ieri s-a luat o decizie radicală. Săptămâna viitoare, un negociator va veni la Târgu Jiu să negocieze cu fiecare proprietar în parte prețul pentru a nu sta în calea realizării obiectivului prin fonduri europene. Dacă mutăm traseul, ne-ar costa cam 10 milioane de euro suplimentați și 12 luni întârziere față de expropierile care ar fi la nivel de 100.000 de euro. Săptămâna viitoare o să vină evaluatorul, o să stea de vorbă cu fiecare în parte și o să le evalueze proprietățile. Deci până la urmă se vor demola acele... Deocamdată o să vină evaluatorul să stea de vorbă cu ei, să vedem ce pretenții vor mai avea după ce stă de vorbă evaluatorul cu ei. Dar v-am spus primele calcule care le-am făcut. Cam 10 milioane de euro plus 12 luni întârziere. Decizia vine după aproape un an de amânare. Centura ocolitoare a orașului va trece exact peste aceste două imobile. Proprietarii au trăit timp de un an de zile cu speranța că locuințele lor nu vor fi demolate. Cu toate acestea, reprezentanții CNADNR au alte decizii. Vestea că nu mai au nicio șansă să-și păstreze casele i-a lovit ca un trăsnet pe mulți dintre proprietarii imobilelor. Oamenii sunt hotărâți să nu renunțe la munca de o viață și au un plan să meargă mult mai departe până ce își vor găsi dreptatea. Cu riscul că-mi pierd viața. Am copiii, cum vedeți, acolo acasă, am nepoții acasă, copiii au venit din afară, că am muncit o viață întreagă cu copiii mei, să ne ridicăm o casă, i-am adus acasă, să vină domnul Neaga, să fărâme casă, să ne omoare. Ce să ne facă? Noi nu ne opunem la centură. Foarte bine, un lucru frumos, să facă centură, nu ne opunem. Uniunea Europeană spune că sunt bani europeni, cum vedeți și dumneavoastră pe panou acolo, Uniunea Europeană. Să-mi arate mie cineva că Uniunea Europeană spune demolează pe Ancuța, demolează pe Spânu, pe Ionescu, pe Popescu și eu atunci le dau casa degeaba. Alții sunt dispuși să treacă la negocieri, însă prețurile oferite la prima strigare sunt mult prea mici față de prețul practicat pe piața imobiliară. Bineînțeles că vom participa, dar de un an de zile de când spun că încearcă soluții, și aici sunt variante, pentru că există loc de deviere. Ce să mai... Ne-am gândit că, într-adevăr, găsești o soluție, având și aviz de la drumuri, favorabil. Fără avizul acela, primăria nu ne-a eliberat autorizație de construcție. Dacă e nevoie, normal că o să particip. În situația în care nu veți ajunge la o înțelegere, ce veți face? Păi, mergem mai departe, doar nu să stăm pe loc. Pentru că, na... Eu am plecat și eu din oraș ca să am liniște. Nu am plecat de dragul de a pleca din oraș. Am plecat la periferia orașului să am și eu liniște. Am zis, bă, am muncit în Italia atâția ani și zic, bă, să am și eu liniște acasă la mine, nu la bloc. Proiectul pentru construirea centurii ocolitoare a orașului Târgu Jiu este finanțat din fonduri europene, iar valoarea totală este de 300 de milioane de lei noi.